Bine ați venit, dragii mei! Pregătim varză murată cu coaste de porc la cuptor. Și folosim 800 de grame de costițe de porc, foile de la o varză mică murată, 2 morcovi dați pe răzătoare, 2 cepe medii tocate, o lingură pastă de tomate, 100 ml ulei, mărar, 100 ml apă, o linguriță boia afumată, o linguriță cimbru uscat, câteva boabe de piper, sare și piper după gust. Începem prin a amesteca boiaua afumată cu o jumătate de linguriță de piper, o jumătate de linguriță de sare și aproximativ jumătate din cantitatea de ulei. Și odată ce avem acest amestec pregătit, așezăm coastele pe o tavă, platou sau cărpător și le ungem cu acest amestec. Și va trebui să facem asta pe ambele părți. După care trecem la foile de varză murată, clădim 2-3 foi una peste alta și le împachetăm pentru a le tăia fideluță sau după preferință. Odată ce avem foile de varză tăiate, punem varza în tava pe care o vom folosi, tocăm mărarul și îl adăugăm, punem și morcovul dat pe răzătoare, ceapa tocată, cimbrul și piper. Punem apa peste pasta de tomate și amestecăm. Adăugăm și uleiul rămas. Și turnăm amestecul peste varză. Amestecăm totul. După cum ați văzut, nu am adăugat sare, întrucât varza este deja sărată. Urmează boabele de piper și costițele unse cu condimente. Punem și eventualul lichid rămas de la coastele condimentate și acoperim tava cu hârtie de copt. Punem și folie de aluminiu. După care introducem tava în cuptorul preîncălzit la 190 de grade, unde o vom lăsa pentru o oră și jumătate cu hârtie și folie, după care le îndepărtăm și lăsăm tava pentru alte 20 de minute pe fiecare parte. Apoi scoatem tava și coastele de porc cu varză murată se pot servi. Noi am optat pentru mămăliguță, smântână și ardei iute. Dragii mei, sper să încercați rețeta. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete și să dați like și share acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adi Jo și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!